câteva practici pentru iubirea de sine. M-am gândit să intru din nou live cu voi și să povestim puțin. Așa că vă invit să-mi spuneți dacă mă auziți și dacă mă vedeți bine într-un comentariu. Și aștept să vă alăturați ca mai apoi să începem. Bun. Hai să dăm și un share. Să-mi spuneți dacă se aude și dacă se vede bine. Și încă o dată salutare celor care intră un pic mai târziu. Eu fac live-urile astea destul de spontan, așa că pentru a vă asigura că nu le ratați, puteți să mă urmăriți pe canale ca să vedeți când intru. O să dau imediat share și pe celelalte rețele. Deci se aude și se vede, da? Asta e foarte important. Ce faceți, dragilor? Ce faceți la ora asta? Pe unde sunteți? De unde mă urmăriți? Vreau să știu un pic. Salutare, salutare! Poate îmi spuneți și ce vârstă aveți, că nu v-am întrebat. Mersi, mersi, Cristina. Hai să postăm și pe pagină și imediat începem. Deci vorbim despre cele cinci atitudini pe care eu le practic și nu doar eu, le-am predat și oamenilor din cursurile mele legate de iubirea de sine. Ceva ce ne ajută pe noi să practicăm iubirea de sine, să fim mai blânzi cu noi și mai iubitori față de noi înșine, da? Bun. Deci aștept să-mi spuneți de unde mă vedeți și ce vârstă aveți. Și începem. Am primit o grămadă de mesaje, că de asta sunt și entuziasmată așa să fac aceste live-uri în continuare, pentru că am primit foarte multe mesaje că sunt utile, că vă sunt utile, așa că m-am gândit să continui să le țin. Dacă nu vă sunt utile, nu o să le mai țin, dar momentan am văzut că oamenii se bucură de ele și așa că în continuare vin și le țin. Bun. 35 Brașov, super. Hai să vedem cei de pe Facebook. Ce vârstă aveți și de unde mă urmăriți? București, Londra, super. Foarte fain. Sunt curioasă cum stați voi la capitolul iubirea de sine. Dacă este ceva ce practicați zilnic, este ceva ce vă este total străin, este ceva ce ați mai auzit, dar nu prea știți cum se aplică, cum să începeți iubirea de sine, cum să începeți o relație cu voi înșivă. Pentru că iubirea asta de sine poate să rămână doar la nivel de concept, da? Să fie ceva, da, iubirea de sine am auzit. Nu știu ce scrie prin cărți, sau ceva ce își găsește aplicabilitate în fiecare zi în viața ta. Pentru că, mai spus-o și o să repet, relația pe care o ai cu tine însuți este cea mai importantă relație din viața ta. Dacă ai o relație defectuoasă cu tine însuți, vei avea o relație proastă și cu cei din jur. Deci cât de cunoscut vă este conceptul ăsta de la 1 la 10, să zicem, notați sau dați o notă cât de cunoscut este, cât de mult îl aplicați în viața voastră, iubirea de sine. Vin un pic mai greu comentariile, așa că aștept să văd ce ziceți și voi. Dacă aplicați sau nu iubirea de sine în viața voastră. O să facem acum, o să vă dau niște metode prin care puteți să aplicați instant și care mie personal mi-au schimbat viața la modul cel mai real posibil, pentru că ține mai mult de niște atitudini, da? Iubirea de sine nu este doar un concept așa, na, că e bine să te iubești pe tine și mai citești o carte despre asta și atât. Este mai mult o atitudine și este un proces ongoing, adică mereu
este nevoie să avem această atitudine de iubire față de noi înșine și, deși ni se pare greu, odată ce am început, ce ne-am pornit, am dat startul acestui proces, vine acea energie de activare care te ajută să rămâi conectat și să practici. Cam greu cu practica. Da, așa este, nu e așa ușor cu practica. Tocmai de asta este important să, numai puțin să bag și la încărcat, de asta este important să ne reamintim și de asta vin și eu aici să vă reamintesc să nu uitați de vindecarea voastră, să nu uitați de proces, să nu uitați să vă dați și vouă timp și spațiu și să nu uitați că aveți nevoie să vă iubiți și pe voi și că a ne iubi pe noi înșine, așa cum se spune, da? Iubește-ți aproapele cum te iubești pe tine însuți. Păi dacă pe tine însuți nu te iubești, nu vei putea să iubești pe nimeni așa cum ar fi cel mai sănătos și cel mai, nu știu, ecologic, cel mai indicat. Nu o să poți să faci asta pentru că nu știi cum să abordezi, în primul rând, relația cu tine însuți. Nu știi de aici cum să pornești, da? Deci, dacă vrem relații sănătoase, hai să ne uităm la relația cu noi înșine. Și am mai spus în alt live că un semn pentru a-ți da seama ceea ce îți lipsește este să pui întrebarea ce le reproșez eu altora, ce le cer eu altora, da? Când spun, vai, celălalt mă tratează urât, dar eu stau acolo, da? De ce? Celălalt nu mă respectă, dar eu sunt încă acolo. De ce? Celălalt nu mă iubește, dar eu sunt încă acolo. Nu știu, nu investește în relație, nu îi pasă, nu știu ce, da? Mă tratează într-un fel în care mie, să zicem, nu-mi place. Întrebarea este de ce ești tu acolo? Și asta nu o facem, nu punem întrebarea asta ca să dăm vina pe tine, să căutăm vinovatul, ci doar ca tu să observi că este și întrebarea asta și ți-o spun și ție. Ce facem cu ceilalți oameni? Ce ne facem cu ceilalți oameni? Nu există ceilalți oameni. Existi tu. E vorba despre tine. E vorba despre cum te raportezi tu, care sunt relațiile ta, care este, relațiile tale sunt oglinda ta, oglinda relației cu tine însuți. Dacă relația cu tine însuți este una slabă, este una de deconectare, este una toxică, nu o să poți să spui că ești un partener potrivit nici pentru ceilalți, pentru că probabil vei fi cu frica de abandon, vei avea o frică de singurătate, vei avea o nevoie de control, vei avea o anxievință a relațiilor tale, îți va fi teamă să spui ce vrei, îți va fi teamă să spui nu, te vei trăda pe tine, te vei lăsa pe locul 2 și așa mai departe. Are sens până aici ce spun sau nu? Să știți că încă nu mi-am băut cafeaua, deci poate că dacă un pic pare că deraiez de la subiect, să mă aduceți înapoi, deși nu cred. Adică sper să fie relevant pentru voi și să se regăsească în viața ta, ceea ce îți spun, în sensul în care, dacă e așa, să fie util ceea ce urmează să te învăț, ceea ce urmează să îți ofer. Și vreau să vorbim despre atitudinile potrivite. O primă atitudine cu care aș vrea să începem este non-judecata. Cum stați la capitolul a judeca, cum stați la capitolul a judeca pe alții, cum stai la capitolul a te judeca pe tine? Pentru că în funcție de cât de aspru ești cu tine, cât de dur ești cu tine, cât de critic ești cu tine, în egală măsură perfecționismul ăsta, dorința de a fi perfect, care, dacă e să ne gândim, dorința de a fi perfect înseamnă un produs finit, da? Nu mai e ce să mai cauți aici, că e totul perfect, gata, ai făcut totul perfect și ai încheiat. Și nu e așa, deci noi suntem o operă în continuă mișcare, continuă transformare. Și atunci, când noi ne judecăm pe noi, când avem un critic interior foarte puternic, când nu suntem mulțumiți de noi, când credem că nu suntem destul, când nu ne acceptăm întru totul, da? Și o muncă asta să te accepți întru totul, începem să ne judecăm, da? Începând să ne judecăm, încep aceste gânduri despre trecut, despre viitor. Nu ești în prezent, ești în trecut sau în viitor. Și asta vei face și cu ceilalți, asta vei face și în relațiile cu ceilalți, da? Vei fi foarte aspru, foarte critic, vei pune multă vinovăție, multă rușine și se poluează acel mediu al relațiilor,
al relațiilor tale. Cum stai la capitolul ăsta cu judecata? Obișnuiești să judeci foarte mult, obișnuiești să critici pe ceilalți, obișnuiești să îi tragi la răspundere, poate tu crezi că tu ai soluțiile sau că tu știi mai bine decât celălalt cum ar trebui să-și trăiască viața, ce ar trebui să facă, poate crezi că e greșit, că uite, eu știu mai bine, știi? Avem chestia asta de a crede că știm noi cum ar trebui alții să-și trăiască viața și vrem să fim și buni pe deasupra, pentru că am învățat că dacă ești copil bun, da, ai învățat din copilăria asta că trebuie să fii bun ca să primești iubirea. Și că dacă ești bun și ești deștept și ești cel mai frumos și cel mai așa și cel mai organizat și cel mai, cel mai, cel mai, adică perfect, o să primești iubirea. Și întrebarea este ce ne facem când nu suntem perfecți și ne dăm seama că nu suntem perfecți. Păi se cască un crater interior imens, o prăpastie interioară, un gol, pe care cred că îl cunoaștem cu toții și golul ăsta după aia o să se ceară umplut cu dependențe, da? Cu mai multă muncă, cu mai multă mâncare, cu mai mult alcool, cu mai multe cumpărături, cu oameni, da? Vrem să liniștim acea agitație interioară, da? Neliniștea aceea cu ceva. Deci, uitați-vă la cât de mult vă judecați pe voi înșivă și, uite, mai e ceva, Cristina spune, mă judec pe mine și celor din jur le găsesc scuze. Da, asta poate să fie un comportament care vine dintr-o imagine de sine un pic care nu te ajută, da? Nu te favorizează, pentru că a găsi scuze celorlalți pentru a putea să iubim e o chestiune de limite, da? Poți să iubești pe cineva și de la distanță, dar pentru că vrem să fim buni, nu prea știm să punem limite, nu știm să ne ținem cu dinții de acele granițe ale noastre și credem că pentru a fi buni înseamnă că trebuie să iertăm pe toată lumea, să acceptăm orice și să nu supărăm pe nimeni. Și nu asta înseamnă să fii bun. În primul rând, un om care se respectă pe el, care este de calitate și care știe cât valorează, începe să devină din ce în ce mai bun la a le comunica și altora ce are nevoie. Fără frică, fără vinovăție. Dacă nu ești acolo, asta nu înseamnă că ești greșit sau că ești defect sau că nu ești de calitate. Nu despre asta e vorba. E vorba despre acele răni interioare care te determină să găsești scuze celorlalți, să accepti orice, să fii foarte aspru cu tine, dar să ai limite foarte flexibile cu ceilalți. Și crede-mă, nu ai cum să ai relații de calitate, nu ai cum să ai business bun, nu ai cum să ai rezultate bune pe niciun plan dacă cumva te lași pe locul 2 și ești foarte aspru cu tine, dar limitele tale nu sunt puternice, da? Deci, judecata. În același timp, chiar dacă le găsim scuze celor acela, dar din dorința de a face un compromis ca să câștigăm iubirea sau aprecierea sau validarea sau pur și simplu atașamentul, nu punem acele limite. Scopul nu este ca noi să judecăm. Mintea noastră oricum judecă. Scopul este să încercăm să acceptăm realitatea exact așa cum este, pentru că realitatea este oglinda ta, da? Ați văzut că de câte ori sunteți într-o anumită zonă, să zicem, de, nu știu, poate abandon interior, poate, nu știu, ai uitat de tine, n-ai mai avut grijă de tine, n-ai mai vorbit cu tine, nu te-ai mai ascultat și așa mai departe, oamenii din jurul tău încep să se comporte ca atare. Deci, ți se aduc în atenție situații care reflectă foarte clar ceva din o parte din relația cu tine însuți. Și nu judeca pentru a nu fi judecat, da? Dacă judecăm, dacă suntem critici, oricum ceilalți vor simți că noi avem o atitudine de nemulțumire, de frustrare, de judecată și nu se vor mai simți liberi în preajma noastră să-și dea voie să greșească. Și atunci a nu-ți da ție voie să greșești se duce până la a nu da nici altora voie să greșească. Și asta creează foarte multă tensiune. În același timp, reîntăresc ideea cu limite pentru că este important să pui limite. Nimeni nu spune că
Ai accepta înseamnă că ești de acord cu totul. Nu, accepți că situația stă așa cum stă, tocmai pentru că pentru a putea de acolo să iei măsuri și să vezi ce poți să faci. Da? Stați aici. Apoi, o altă atitudine pentru iubire, pentru iubirea de sine și pentru a fi ancorat mai mult în prezent este răbdarea. Cum stați la capitolul răbdare? Spuneți-mi într-un comentariu. Aveți răbdare cu voi și cu alții. Puteți să-mi spuneți da sau nu, sau să-mi povestiți un pic cum stați la capitolul ăsta cu răbdarea, da? Sunt și ceva întrebări aici. Cum să spunem ce ne frustrează, însă iubitul să se manifeste liber? Limitele acelea se discută. Sunt lucruri pe care le accepti și lucruri pe care nu le accepti. Și atunci, dacă cumva în relație, responsabilitatea este împărțită, da? Și celălalt, dacă vine cu iubire și cu dorința de a crește și de a face relația bună și sănătoasă, se presupune că ar trebui să țină cont de ceea ce este important pentru tine. Da? În același timp, nu vrei să ții pe cineva cu forța, nu vrei să ții pe, să forțezi pe cineva să fie cum nu este sau să stea cu tine și să te iubească cu forța. Nu despre asta e vorba. E vorba de o alegere, e vorba de liberul arbitru. Dacă mie îmi pasă și vreau să țin cont de anumite lucruri la care tu ții și sunt importante pentru tine, din iubire, uite, asta și asta și asta o să fie important, o să țin cont. Dacă pe de altă parte tu spui și pui acea limită și limita aceea îți va fi testată și nu se va ține cont de ea, abia atunci tu ai o alegere. E o discuție asta cu libertatea. Cred că este vorba de o libertate care și ea este în niște limite, da? Iubirea în cuplu nu este necondiționată. Necondiționat ar trebui să te iubești pe tine însuți atât, adică limitele tale să nu fie negociabile, lucrurile care contează cu adevărat pentru tine, valorile tale, da? Se trag acele limite și vezi cât de mult respectă celălalt. Și în funcție de asta poți să-ți dai seama de valoarea pe care o ai pentru el, pentru partener, partener, parteneră, da? Hai să vedem cu răbdarea. Apropo, ca de fiecare dată, o să te rog dacă crezi că webinarul este și de ce nu le va implementa în viața sa și va avea și rezultate faine. Deci poți da un share și apreciezi dacă dai mai departe acest material. Și intrăm în asta cu răbdarea, să o explicăm un pic. De unde vine lipsa răbdării? De unde credeți că vine lipsa răbdării? La fel, vine dintr-o, se leagă una de alta. Vine dintr-o atitudine de judecată, vine dintr-o atitudine de a avea controlul, a dori să ai controlul. Pentru că dacă stai așa în imprevizibil, riști să fii rănit, da? Asta credem. Subconștientul am învățat din anumite experiențe că, și mai ales din copilărie, da? Că dacă n-am avut controlul, am suferit. N-ai avut controlul, tata a plecat, ai fost abandonat, etc. Cum a fost cazul meu. Sau, nu știu, ai fost rănit, sau ai fost abuzat, sau ai fost neglijat, sau și nu aveai controlul. Și atunci tu vrei să ai controlul. Și ce faci? Păi nu ai răbdare când nu ai răbdare să stai în zona de necunoscut, nu ai răbdare să stai în zona de a aștepta să vezi ce se întâmplă. De aici poate să derive până la ideea de nu
vrei să umpli acel spațiu tot timpul, nu aștepți să primești, să zicem, iubirea, nu aștepți să vezi ce se întâmplă, să primești și de la ceilalți și spațiul ăsta să vină și să fie umplut cumva cu energiile ambilor, da? Vrei să faci tu, vrei să faci tu, vrei să controlezi tu, vrei acum, acum, acum. Și când nu avem răbdare cu noi, nu avem răbdare nici cu ceilalți și devenim foarte critici, la fel. A, de ce nu se întâmplă acum? Vreau acum. Deci răbdarea este o atitudine musai de avut în relația cu tine însuți și apoi și cu ceilalți. Să ai răbdare, să spui, uite, vreau să... Și mai ales când observi că nu ai răbdare și că te grăbești să acționezi, te grăbești să iei decizii, te grăbești să controlezi, te grăbești să judești, te grăbești să rezolvi acum, te grăbești să, nu știu, simți că, nu știu, să zicem, ai o anumită vârstă și de ce nu ai acum toate lucrurile alea? Crede-mă că ai timp. Este foarte mult timp. Ai destul de mult timp. Dar ideea este că poți avea două atitudini și ai aici două alegeri. Fie ai o atitudine de timpul ăsta, am răbdare cu mine și am blândețe cu mine și ajungem și acolo, la blândețe și la autocompasiune, sau mă biciuiesc în permanență și mi se pare că niciodată nu-i destul și vreau mai mult și intru în cursa asta a șobolanului, într-o goană, da? Într-o alergare. Deci cultivați atitudinea de răbdare și asta, bineînțeles, vine din intenția pe care tu o pui. Dacă pui o intenție de a avea mai multă răbdare cu tine însuți, efectiv să-ți propui asta, să-ți dorești asta, o să vezi că în timp o să devii mai bun la asta și o să se calmeze și acel critic interior. Nu mai aștepta recompensă imediată. Că vorbim de jobul tău, de munca ta, de business, că vorbim de relații. Dacă vânăm recompense imediate, suntem de fapt ca niște animăluțe în cușcă care se duc acolo și vânează cumva plăcerea pe termen scurt, da? Mă simt bine pe termen scurt, mi-am luat dopamina, mi-am luat adrenalina, mi-am luat acel cocktail de substanțe care cred că mă fac pe mine să mă simt bine și după aia îmi dau seama că nu mă mai simt bine și o să caut alt stimul și așa mai departe. Deci, procesul, îndrăgostește-te de proces. Și am văzut asta la oamenii care intră în cursurile mele, am văzut la oamenii care intră la început, da? Într-un proces. Vor acum. Vreau acum rezultate și o să-ți dau o metaforă pentru asta. Gândește-te așa, agricultorul, grădinarul, da? Când se duce și plantează o sămânță sau se duce și plantează un vlăstar din care o să iasă, nu știu, un copac, da? Nu are așteptarea de la el ca peste noapte să dea rod acea sămânță sau acel vlăstar. De ce punem atâta presiune pe noi? Acum, acum, acum să fim de succes, acum să avem bani, acum relația, acum. Da? Ni se pare că nu avem timp și nu este așa. Ai foarte mult timp. Ideea este, bineînțeles, ce faci cu el și care este atitudinea ta. Dar amintește-ți mereu că pentru a cultiva iubirea față de tine însuți e nevoie să ai răbdare cu tine. Exersează. Exersează așteptarea. Exersează să stai, exersează să creezi spațiu, să-ți dai timp. Dă-ți poate o marjă de timp mai mare dacă simți că vrei acum. Nimeni nu poate să vină și să-ți vândă răbdarea la kilogram. Da? Nu se poate asta. Dar punând intenția, uite, o să am mai multă răbdare cu mine și nu o să mai fiu atât de critic cu mine, nu o să mai fiu atât de să mă pedepsesc, da? Să mă biciuiesc și o să încerc să am autocompasiune. Și asta este o altă atitudine, dar o să o includ aici la răbdare și poate altădată o să intru mai deep în asta cu autocompasiunea. Foarte, foarte important să ai autocompasiune împreună cu răbdarea, da? Adică să poți să am blândețe față de mine, să simt, de ce nu chiar milă față de mine, în sensul nu de victimizare, ci în sensul de, uite, ai trecut prin experiențele XYZ, te-au afectat în XYZ moduri, ai suferit extra din cauza minții tale care te-a criticat pentru ce nu a ieșit bine, cum ar fi să schimbăm puțin procesul, să inversăm procesul? Și în loc să ne facem griji pentru ce va fi, să învățăm să practicăm renunțarea la a ști noi totul, a afla totul, a avea totul acum. Să fim precum acea sămânță și să conștientizăm că o sămânță, ca să
dea rod are nevoie de un sol fertil sănătos, are nevoie de apă, are nevoie să fie îngrijită. Așa este și cu tine. Tu nu ești astăzi ai plantat ceva și mâine gata. Este un proces. Îndrăgostește-te de proces. Învață să-ți placă procesul de a trece prin a lucra la jobul visurilor tale, prin a crea relația aia faină, prin a avea mai mulți bani, prin a avea mai mult succes. Învață să-ți placă procesul. Pentru că în timp, oricum, rezultatele vor veni, dar dacă vânăm rezultate și dacă vânăm plăceri imediate, nu vom fi fericiți, pentru că biochimic, corpul nostru nu este programat ca substanțele fericirii să fie cele care vin din plăceri imediate. Astea dau numai dependență. Dopamina, oxitocina, adrenalina, da? Noi începem să vânăm acest cocktail de substanțe din plăceri imediate versus, și ne putem duce până în zona de dependențe dacă vrei, versus să practicăm răbdarea pentru noi și proces. O altă atitudine, a treia, dar înainte de asta să-mi spuneți cum vi se pare până aici, dacă credeți că puteți să aplicați răbdarea sau nu. Aștept comentariile voastre. Între timp verific și eu să văd ce ziceți pe aici. Ne punem intenția. Super, Elena, da. Puneți-vă intenția, da. Intenția este foarte, foarte, foarte benefică. Și chiar aștept să-mi spuneți cum stați. Eu, da, sunt pe drumul cel bun, super. Cum facem diferența între răbdare sănătoasă și de lăsare? În primul rând, dacă observ că tu ești genul care muncește foarte mult și care se biciuie foarte mult și care se critică foarte mult și te epuizezi făcând toate aceste lucruri, e bună puțină pauză. Adică liberul tău arbitru, înțeleptul interior, maestrul interior, o să-ți spună când ai nevoie de pauză, când trebuie să te pui la muncă și așa mai departe. Tu ești pentru tine ca un părinte bun cu copilul său. Părintele ce face? Nu-l lasă pe copil să facă tot ce își dorește, să mănânce dulciuri la ora 1 noaptea dacă vrea, să se culce când vrea, să se trezească când vrea, să nu-și facă temele, da? Așa trebuie să fii și cu tine. Adică uneori știi că ai nevoie să-ți faci temele, ai nevoie să-ți faci proiectele care contează, ai nevoie să muncești pentru visurile tale, ai nevoie să fii atent la cum mănânci, la cum dormi, la exact ca un părinte cu copilul său. Alte știi că ai nevoie o pauză, ai nevoie să te joci în parc, să te relaxezi, nu știu, să iei te vezi cu un prieten. Vezi lucrurile astea ca și când ai avea o relație, tu ai fi părintele tău bun și ai grijă de copilul tău. Și dă voie propriei intuiții, propriei înțelepciuni să-ți spună, uite, acum am nevoie de o pauză, da? Corpul tău simte. N-ai nevoie din minte să înțelegi asta, ci din corp. Corpul simte, uite, sunt obosit, uite, poate n-am băut apă, poate nu m-am hrănit cum trebuie, poate persoanele astea cu care am intrat în contact mă scurg de energie și e nevoie să tai acele relații, da? Deci răbdarea și de lăsarea nu sunt una și același lucru. Răbdare înseamnă o atitudine pe care să o am chiar și când, să zicem, lucrez, da? Dar să am răbdare, să nu vreau acum totul. De lăsarea înseamnă că nu-mi pasă și vine din procrastinare și vine din autosabotare. Nu vine din iubire de sine. Pur și simplu îți dai seama când ai amânat pentru că ești obosit și ai nevoie de o pauză sau ai amânat pentru că n-ai chef și ți-e frică de succes, să zicem. Punându-ți întrebări, analizându-te, stând cu tine, înveți să te cunoști mai bine și înveți când faci asta din amânare și din procrastinare versus când pur și simplu am decis să fiu mai blând cu mine. Uneori este nevoie, în iubirea de sine este nevoie uneori să fii și egoist, uneori este nevoie să
fii și un pic leneș, da? Să-ți dai măcar, nu știu, o zi pe săptămână în care să nu lucrezi, să iei pauză sau într-o lună, 4 zile pe lună în care, nu știu, să te duci undeva să te deconectezi de muncă. Să-ți dai un spațiu și un timp pentru tine. Atitudinea a treia este mintea începătorului. Copiii, când învață lucruri noi, nu se apucă să se supere pe ei, pentru că nu știu să meargă bine din prima, nu știu să scrie din prima, nu știu să vorbească din prima, nu știu să, nu știu, alte lucruri. Copiii știu că trebuie să aibă răbdare și ce fac? Nu se judecă. Învățați de la copii. Și ce mai fac? Au mintea asta a începătorului. Ce înseamnă asta? Să antrenez curiozitatea. Să-mi dau voie să fiu curios. Și merge și e valabil până la nivel de relații cu ceilalți, da? Nu doar cu noi înșine, dar și cu ceilalți. Să nu ascult pentru a răspunde, ci să ascult pentru a înțelege. Să fiu curios despre ce vrea să spună persoana din fața mea, partenerul, prietenul, colegul, șeful, etc. Ce vrea să spună? Să încerc să înțeleg mai profund. Să-mi păstrez mintea începătorului, să fiu curios. Asta mă aduce foarte mult în prezent. Când ies pe stradă, să fiu curios. Nu știu, uite, poate am trecut pe lângă un copac foarte fain și nu l-am observat până acum. Sau, uite ce peisaj frumos. Sau, uite, am văzut doi bătrâni drăguți care se plimbă de mână. Sau, nu știu, ceva ce poate înainte nu ai fi observat dacă nu ai fi antrenat mintea începătorului. Curiozitatea. Curiozitatea îți crește și speranța, îți extinde spectrul prin care te uiți la lucruri, la realitate și în loc să te bage în judecată, îți antrenează, uite, mă simt trist, da, să zicem. În loc să zic, bă, ce nasol că mă simt trist, ce nașpa sunt, ce rău sunt, n-ar trebui să mă simt trist și după aia mă întristez și mă înfurii că mă simt trist, să zic, hai să fiu curios, de unde vine tristețea mea? Ce s-a întâmplat? Care-i sursa? Ce pot să fac, da? Să fiu curios despre mine, să fiu curios despre ceilalți, să fiu curios despre ce se întâmplă în viața mea, pentru că așa învăț. Copiii învață din ca datorită faptului că sunt curioși. Da. Daniela spune să abordăm și tema cu mâncatul sănătos, sigur, într-un alt webinar, sigur, o să abordăm și asta. Este o dependență, este o nevoie de a umple acel gol interior cu mâncarea și sunt și alte forme de dependență. Dar pe canalul meu de YouTube am mai abordat temele astea și pe Instagram, deci mai căutați-mă și acolo și găsiți tot felul de subiecte pe care deja le-am abordat. Dar acum vorbim despre cele 5 atitudini pentru iubirea de sine. Și am ajuns la curiozitate și mintea începătorului. Voi vă antrenați curiozitatea? Sau simțiți că mai sunteți curioși? Deci, omul care zice, băi, le știu pe toate, gata, nu mai am nimic de învățat, se limitează, își pune sieși o limită. Dacă știu totul, înseamnă că nu mă mai interesează să mai citesc o carte, să mai aflu, să mai învăț, să mă descoper, să devin mai bun. Stați cu curiozitatea? O aveți, vă antrenați? Cum vă antrenați dacă vă antrenați? Mai citesc pe aici comentariile voastre. Vă păstrați mintea curioasă sau nu? Observați așa lucruri. Pentru că asta vine și din antrenarea acelui spirit fin al observatorului. Da? Observatorul este detașat, dar observă lucruri, observă reacții, se observă pe sine, observă pe ceilalți și înțelege mai bine cum să comunice, înțelege mai bine nevoile celorlalți, se conectează mai bine la ceilalți. Deci păstrați-vă curiozitatea, fie că ieșiți în... Mariana zice, sunt prea curioasă. O curiozitate sănătoasă, să nu mergem în nevoia de control, da?
În primul rând, curiozitate să ne avem față de noi. Când vedem că suntem, nu știu, avem nevoie de control sau critică sau judecată sau suntem într-o zonă din asta de a fi în treaba altora, mai mult decât în a noastră, să ne întrebăm, ok, dar de unde vine atitudinea asta? Din ce rană vine sau din ce nevoie nesatisfăcută vine sau din ce zonă vine, da? Și apoi să vedem aici, să practicăm aici curiozitatea. Super, Cristina, ceva ce am negat, dar cea mai mare calitate a mea. Foarte fain. Hai să vedem și restul ce ziceți. Cum stați cu curiozitatea? Sunt curioasă în propriul oraș când ies. Sunt așa, citesc cărți diferite, super. V-ați antrenat? Curiozitate selectivă. Cred că e interesant asta cu curiozitatea selectivă. Nu poți acum să vrei să înțelegi totul, să știi totul și nici nu ar fi, nu cred că putem conține totul. Dar, în primul rând, să fim curioși față de noi înșine, încercăm să practicăm ceea ce fac copiii. Copiii sunt curioși și încearcă să înțeleagă lumea și să vadă și asta ce gustare și asta cum se simte și aici dacă mă duc ce se întâmplă și acolo ce se întâmplă versus să ne închidem în noi. De ce e importantă curiozitatea, dragilor? Pentru că îți va antrena și vulnerabilizarea. Ce fac oamenii cu traumă? Păi oamenii cu traumă sunt răniți și ce fac? Se închid în ei înșiși. Nu își mai dau voie să-și deschidă inima, nu mai dau voie să coboare zidurile, să dea măștile la o parte și să se conecteze profund la ei, la ceilalți. Și atunci, curiozitatea mă face să ies un pic în afara zonei de confort. Copiii, pentru că sunt curioși, se duc și explorează. Și așa învață. Și așa se antrenează. Și așa devin mai buni. Și așa învață să se teamă de anumite lucruri sau de alte lucruri să nu se teamă, învață că, uite, asta mă doare, asta nu mă doare, aici îmi place, aici nu îmi place. Se cunosc pe ei și cunosc lumea. Deci activați-vă mintea începătorului și curiozitatea. 4, care merge foarte bine cu ce spuneam înainte și cu frica noastră de a nu fi răniți. Dacă aleg să nu mă mai tem și să mai stau în frică și nu mai să fiu curios, am făcut un shift foarte mare în energie. Încrederea în proces. Este punctul 4, să am încredere în proces. Cum spuneam, dacă vreau și plantez intenții bune pentru mine, da? Și vreau să lucrez la relația cu sinele și vreau să învăț, să fiu curios, să învăț și despre ceilalți. Vreau să înțeleg mai bine, da? Vreau să păstrez mintea deschisă, să am răbdare. Dar totuși să am și încredere în proces, să știu că lucrurile se vor rezolva mereu pentru binele suprem. Dumnezeu nu face greșeli, așa că dacă nu iasă lucrurile cum vrei tu, cel puțin ai o lecție de acolo, de învățat. Nu ai cum să pierzi niciodată. Și atunci, încrederea în proces, mai ales când vine vorba de iubirea de sine care nu apare peste noapte, gândește-te că poate 15, 20, 30, 40 de ani nu ai știut să te iubești pe tine, nu ai știut că trebuie să ai o relație, cum să te tratezi, cum să vorbești cu tine și așa mai departe. Pentru că nu te-a învățat nimeni. Și atunci, când încep un proces din asta, eu am stat și sunt în continuare în proces și o să fiu toată viața, nu stau să mă întreb, dar când se mai termină chestia asta că nu mai suport? Deși uneori sunt și zile în care ai vrea să fie totul linie și să meargă totul foarte bine cum vrem noi, nu se întâmplă lucrurile cum vrea ego-ul nostru. Se întâmplă cum sunt ele menite să se întâmple. Uneori se așează de la sine, uneori e nevoie poate să fii mai atenți la dinamica ta, să schimbi anumite lucruri, să accepti anumite lucruri, să pui anumite limite, să iei anumite atitudini, poate să-ți asumi o responsabilitate pe care nu ți-ai asumat-o până atunci, sau să faci câțiva pași înapoi sau înainte. Dar încrederea în proces. Mereu am spus asta și cred că o să o spun la fiecare live, că oamenii care vin sunt și aceiași, dar se mai alătură și oameni noi. Este ca dușul, vindecarea este ca dușul, iubirea de sine este ca dușul. Nu stau să mă întreb, bă, dar de câte ori trebuie să mă spăl în viața asta ca să fiu curat? Nu, știu că trebuie să mă spăl în fiecare zi ca să fiu curat. Așa e și cu vindecarea, așa este și cu iubirea de sine. În fiecare zi e un proces cu tine. Dacă
am grijă de mine astăzi sau nu? Cum mă simt astăzi? Am făcut ceva pentru visul meu? Am făcut ceva pentru mine azi sau nu? E un proces de a te observa, e un proces de a avea răbdare cu tine, e un proces de a antrena mintea începătorului, de a-mi antrena încrederea în mine și faptul că să păstrez o atitudine pozitivă că lucrurile se vor rezolva, să nu vreau recompensă imediată. Deci pasul 4, încrederea în proces. Cât de greu vi se pare să aplicați asta? O să vă schimbe viața când o să începeți să aveți încredere în proces, indiferent care e procesul. Sunt curioasă să-mi spuneți dacă simțiți graba pentru rezultate imediate sau aveți încredere în proces. Pentru că și asta se poate schimba, puteți să lucrați la asta, da? Aștept să-mi lăsați în comentarii. Cum stăm cu încrederea în proces? Și pasul 5, final, lipsa strădaniei exagerate, fără obiective rigide. Știți că se spune, sau nu știu dacă știți, dacă nu știți, o să știți de acum. Uneori este bine să te antrenezi la arta renunțării. Învață să renunți pentru a avea. Da, învață să renunți pentru a avea. Ce vreau să spun cu asta? Că în momentul în care eu am lansat o dorință, da, în univers, îmi doresc, am un vis, să zicem, îmi doresc ceva și stau în energia de lipsă și zic, da, dar nu am, da, dar de ce nu am, da, de ce nu știu ce, și încep să mă îngrijorez și încep să-mi fac tot felul de scenarii și să pun foarte multă furie și dezamăgire și o energie de lipsă, de sărăcie în ceea ce privește acel lucru, sabotez propriul proces. Pun rezistență. Este ca și cum vreau să merg pe un drum care duce de la, nu știu, București la Craiova și de câte ori vreau să înaintez, da, spre obiectivul meu, când mă apuc și zic, da, dar eu nu sunt, da, da, e ca și cum mă întorc într-un sens giratoriu și mă întorc înapoi. Și iar am luat-o înapoi, dar în lipsă, da, nu am, da, dar eu îmi doresc mai mult control și iar, și nu am. Și mă duc iar, da, dar îmi doresc mai mulți bani, dar n-am, uite ce aiurea mă simt că n-am, sau îmi doresc relație, dar n-am, nu știu ce. Deci, lasă dorința, pune intenția și dacă crezi că nu poți păstra o vibrație înaltă și o energie care să fie aliniată cu dorința ta, ce vreau să spun cu asta ca o paranteză? Tu, când ai avea, să zicem, banii pe care îi dorești sau relația pe care ți-o dorești sau jobul pe care ți-l dorești, te vei simți într-un anume fel. Va veni la pachet cu niște emoții. De fapt, tu ce cauți? Te cauți pe tine, cel de peste ceva timp, care are acele lucruri. Tu te cauți pe tine, tu cauți o identitate a ta, tu te cauți pe tine, cel care se simte într-un anume fel când va avea. Secretul este să începi să te simți deja ca și cum ai acele lucruri. Dar dacă nu poți face asta, măcar renunță la a te mai gândi la acea dorință, pentru că tot ce faci este că o vei autosabota, o vei sabota și te vei autosabota punând rezistență. Da, dar nu mă simt, da, dar aș vrea, dar nu este cum vreau eu, știi? Și atunci mai bine lasă, setează intenția, pune-o, trimite-o acolo înspre divinitate, trimite-o înspre univers și let go. Mai bine nu te mai gândești la ea și doar muncești și capul jos în procesul tău și practici non-judecata, răbdarea, curiozitatea, începi să ai încredere și nu te mai preocupi, da, dar cum o să se întâmple asta? Dar ce o să facă? Nu, eu nu cred că o să reușesc să am succes, pentru că uite, aia și aia și aia, sau nu cred că o să mă vindec niciodată, pentru că uite cum mă simt acum. Doar te întorci înapoi, amintește-ți de sensul exageratoriu. Te bagi în sens și nu mai ieși sau te duce înapoi de unde ai plecat. La a te simți rău, la a te simți că nu ai, la a simți că ești defect, că nu ești suficient de bun, la a începe să te critici și așa mai departe. Și nu așa vei ajunge de aici acolo. Deci, cum vi se pare pasul 5 cu lipsa strădaniei exagerate și fără obiective rigide? Deci, nu, scopul nu este să
crești rezistența. Scopul nu este să te înverșunezi mai tare, scopul nu este să te compari mai mult, să te lupți mai mult, să tragi mai mult. Uneori lucrurile vin tocmai din being at ease, să fii într-o stare de lejeritate, da? De lejeritate cu tine însuți și cu ceilalți. Da? Cum stați cu asta? Lăsați în comentariu și citesc. Comparația cu sensul giratoriu, da? Voi acum simțiți că sunteți, când vă doriți ceva, care e atitudinea? Vă străduiți foarte tare, vă înverșunați foarte tare, vă agățați foarte tare, vă contractați, vă strângeți, vă munciți, vă forțați sau let go și o să fiu așa, o să fie bine și o să am încredere și o să fiu blând cu mine și o să vedem ce pot să fac să îmbunătățesc, dar cu ușurință și nu cu forțare exagerată. Tot ce forțezi de obicei, îndepărtezi de la tine. Pentru că pui multă rezistență, pui cărămizi în acest drum către ceea ce tu îți dorești și ridici ziduri. Și aici o puteți urmări pe Abraham Hicks, care vorbește despre legea atracției universale, despre cum să manifestăm ceea ce ne dorim. Deci nu ne punem obiective rigide și cumva false și să ne repetăm, da, da, e o minciună, da, da, e fals. Mai degrabă să ne punem obiective realiste, obiective smart, da? Care sunt măsurabile în timp, care sunt aplicabile și care să nu pună multă, multă, multă presiune pe noi. Că scopul nu este să te cocoșezi de presiune și să nu mai poți și să te îmbolnăvești stresându-te de cum o să rezolvi asta. Scopul este să fii într-un proces de blândețe și de răbdare cu tine. Da? Și așa să ajungi la ceea ce îți dorești. Merge foarte mult cu ideea de letting go. Învață să dai drumul, învață să nu te mai agăți. Te agăți din cauza fricii de abandon, din cauza fricii că nu ești suficient de bun, din cauza nevoii de a demonstra că ești suficient de bun altora, din cauza fricii de singurătate și a te agăța foarte mult nu permite să intre energia acelor lucruri. Amintește-ți că totul este energie. Banii sunt o energie, iubirea este o energie. Orice ai tu nevoie, mai întâi este o emoție cea care vine și este o energie cea care curge. Dacă blocăm și ne înverșunăm, nu o să manifestăm. Și pentru a încheia, îți sugerez să începi să practici recunoștința ca o atitudine extra peste cele 5, pe lângă cele 5 pe care ți le-am dat, non-judecata, răbdarea, mintea începătorului, încrederea în proces și lipsa strădaniei exagerate a da drumul. Învață să practici recunoștința. E un cursul Vindecă traumele din copilărie care a început ieri. Chiar am vorbit și deja le-am dat lor asta cu postarea cu recunoștința, pentru că face minuni. Deci să mut atenția de la lucruri rigide și de la ce nu am către ceea ce pot să am și către a fi recunoscător pentru ceea ce am. Pentru că dacă sunt recunoscător, sunt deja într-o energie mai înaltă de mulțumire, de apreciere. Nu mai pun focusul, nu mai pun atenția pe lipsă. Nu mai manifest energia de sărăcie, de lipsa abundenței, de lipsa sănătății, de lipsa iubirii, de lipsa, banilor și așa mai departe. Ci învăț să fiu recunoscător. Practicați recunoștința pentru că o să vă schimbe viața. Cam asta e. Pentru cei care nu poate mă vedeți acum pentru prima dată în live sau nu știți despre materialele mele, eu am creat mai multe materiale din zona asta de vindecare, vindecarea traumelor din copilărie, iubirea de sine. Am creat și un grup de Facebook, se numește Comunitatea Vindecă-ți traumele din copilărie, care are 4500 de membri acum. Mă puteți găsi și acolo cu tot felul de materiale gratuite.
Dacă vreți ceva un pic mai avansat, există audiobook-ul Vindecăți traumele din copilărie pe care îl puteți accesa și o să-l pun aici în comentarii. Este o carte audio cu 6 ore de conținut în care te ajut să începi să pui bazele procesului de vindecare a traumelor din copilărie. A fost comandată, ascultată de peste 1000 de oameni și este un produs care te ajută pentru început. Mă puteți urmări și pe YouTube, unde postez materiale, pe Instagram, pe comunitatea Vindecăți Traumele, pe Facebook. Putem să ne împrietenim acolo și, după cum vedeți, eu o să creez în perioada asta mai multe materiale pentru voi care să vă ajute să vă amintiți cât de important este să vă pese și de voi înșivă, și de rănile voastre, și de vindecarea voastră, și de relația cu voi. Bun, cam asta e, dragilor. Vă aștept să ne prietenim, cum spuneam, pe aceste canale și să ținem legătura și, bineînțeles, puteți să mai înscrieți și voi ce alte subiecte v-ar plăcea să abordez. Puteți să-mi scrieți pe Facebook sau pe Instagram sau acolo în grupul Comunitatea Vindecăți Traumele din Copilărie. Vă pup, să aveți o zi faină în continuare și să ne auzim cu bine. Ciao, ciao!